Grigore nu pleca ca să fii vesel acum. Da? Da, stai un pic. Da, văd că v-ați... Vreau să-i mulțumesc lui Ion Ciobanu atunci când voi fi primar al orașului Chișinău, o să iau în considerare aceste sugestii. În primul rând, pentru că sunt un bărbat care mă țin de cuvânt, am să-mi anunț faptul că părăsesc fracțiunea blocului Demnitate și Adevăr. Nu este vorba de o sfidare a platformei Demnitate și Adevăr, din contra, am respectat și respect angajamentul și lupta care a avut-o platforma Demnitate și Adevăr pentru înlăturarea regimului Plahotniuc. Motivele acestei plecări din blocul, din fracțiunea platformei, da, sunt felul în care a fost ales președintele Curții Constituționale și semnarea acordului cu Partidul Socialiștilor, care îl cred o gravă eroare politică. Rămân deputat independent al blocului acum și ca unul din fondatorii blocului constat că de azi, în interiorul blocului acum, vor fi două componente. Una în complicitate cu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și cu Igor Dodon, iar alta liberă să ia decizii conform promisiunilor asumate față de alegători. Am două îndemnuri, unul pentru colegii din blocul acum, să înceteze atacurile la persoană, pentru că vom avea nevoie de colaborare în înlăturarea lui Igor Dodon, un trădător de țară care necesită o investigare la fel ca și Plahotniuc, cu care împreună l-am înlăturat de la conducere, și să ne angajăm într-un proces autentic de europenizare. Al doilea îndemn l-am pentru toți deputații acestui Parlament. Știu că vreți să scăpați de mine și socialiștii și democrații și cei de la acum, mai puțin domnul Reniț, că o să-i fie urât, dar este o soluție foarte simplă ca să scăpați de mine. La 20 octombrie 2019 puteți să mă votați în corpore, în calitate de candidat la primăria orașului Chișinău. Sunt cu numărul 18. Vă mulțumesc!